Natalia Morari, una dintre organizatorii protestelor din 6-8 aprilie, învinuită ulterior de oamenii legii că s-ar fi aflat printre organizatorii protestelor care au degenerat în violențe, declară că nu are nimic cu Serviciul Federal de Securitate al Rusiei. Astfel de zvonuri au fost plasate în acele zile, în special pe forumuri. Au apărut zvonuri că eu am legături și cu MI6 din Marea Britanie și cu CIA din Statele Unite, și cu securitatea românească. De ce eu lucrez cu patru țări, da, desigur, și nu știu, chiar primesc bani și de la cei. Asta e o prostie mare, eu cred că, nu știu, eu nici nu vreau să comentez asta e o prostie mare. Natalia Morari spune că nici până astăzi nu i s-a ridicat interdicția de a părăsi țara, deși ea pledează nevinovată și spune că procurorii nu vor demonstra niciodată vinovăția ei, pentru că nu vor găsi probe. Acestea pur și simplu nu au cum să existe. Pe data de 13 am fost întâlnit în fața blocului meu, unde eu trăiesc cu mama, cu fratele. Am fost întâlnit de domni reprezentanți din, cum eu supun, SIS. Și atunci am fost dus la Centrul de Combatere Crimei Organizației. Am fost investigat, dacă n-am nimic cu mine, am fost dezbrăcată, tot mi-au luat chiar și cureaua, că nu știu, sunt numai spânzuri în cameră, așa eu cred, presupun. Dar nu știu de ce, pe urmă mi s-au dat drumul. Au spus că noi cerem scuze, acum vedem drumul, dar așteptați să vă chemăm procuratorul general. Mi s-a dat drumul noaptea, dar chiar dimineața, undeva la 8 dimineața, deja pe data de 14, au venit la mine acasă după mine, m-au invitat la procuratorul general. Deja arestul la domiciliu s-a terminat, el a fost timp de 10 zile și mi s-a dat obligația de nepărăsire a țării. Acum deja a doua oară obligația de nepărăsire a țării a fost prelungită și până la 23 iunie. Eu n-am drept să părăsesc țara. Ei până acum n-au adus nicio probă, nicio fotografie, niciun video, absolut nimic. De ce ei mă consider cea mai mare organizatoare? Eu sunt deja învinuită, nu bănuită, dar deja învinuită, că eu am organizat și am condus dezordinele de masă care au avut loc pe data de 6, 7, 8 aprilie. Până acum eu nu știu, eu n-am văzut pe bază căror documente, probe, nu știu ce, eu sunt acuzată în asta. Și eu știu că ei n-au probele astea, n-au, pur și simplu n-au, nu pot să au, că eu nici n-am aflat în fața Parlamentului când acolo s-au început violență și toate chestiile cele. Eu am stat în fața guvernului și chiar am cerut cu alți protestanți să chemăm oamenii înapoi, că ei să vină în fața guvernului să protesteze pașnic. Știți, la noi tot e posibil. Dacă este om, articol se va găsi, cum eu spun. De ce tot e posibil?